Yo, salutare, oameni buni și nebuni, bine v-am regăsit la un nou episod din seria mea la Ultimate General Civil War. Haideți să mai băgăm aici. Bro, 100 de oameni. Să facem divizia asta mai OP. Și nu știu dacă ai Napoleon. Ăsta nu știu, e bun. Da, e prea scump. Și ceva, lasă așa. Avem aici o bătălie foarte, foarte OP. O bătălie care Iril s-a terminat. Mamă, avem avantaj de soldați. S-a terminat cu victoria confederaților. Iril, istoric vorbind. Și trebuie să apărăm tot râul ăsta. Să păzim toate locurile prin care poți să traverseze ăștia râul. E un pârâu mai mult, că nu e peste tot așa. Mare apa, ok, foarte multe locuri de apărat, o să primim și întăriri, dar prima dată și prima dată trebuie să punem aici trupele. Bun, ăștia trebuie să stea în mijloc și... da, așa un pic, pe flancuri, rămâneți pe flancuri, vă rog. Bun, nu vă mișcați de aici. Și ăștia aici, ăștia aici, just in case. Bun. Ăștia să stea și ei un pic aici, dacă se poate. Drake. Drake? Ce caută Drake în războiul civil american? Astea sunt toate trupele noastre. Eu zic că sunt destul de bune. Ca de obicei avem dreptul la 3 save-uri. Se știe. 3 save-uri, frate. 3 fucking save-uri. Avem și skirmisherii ăștia, dar nu cred eu că sunt așa buni. Vedem. Și 0 cavalerie. Ui mei. Trebuie să citim la statistici acolo, dar va fi o luptă foarte, foarte strânsă și să verific dacă filmez. Ok, se filmează, oameni buni. 21 iulie 1861, este dimineață. Ne pregătim să-i întâmpinăm aici pe băieții buni, aș zice. Nu? Bun. Hai că își fac treaba astea. Nu contează că e aici. Perfect, perfect. Au pus și ăștia artilerii, au și tunuri. Mama, pun tunurile pe noi. Ok, la un moment dat am trebuit să renunțăm la poziția asta. Sau poate nu o să traverseze niciodată podul, cine știe. Ia să vedem că aici ăștia stau bine, să rău de tot. Mamă, ce aproape au venit cu asta. Se pare insane. V-ați răzgândit, boșilor? Mamă, frate. Avantaj clar. Pe artilerii au avantaj clar. Da, nu e bine, nu e bine, nu e bine deloc. Și nici nu vor să pușeze. Știi ceva? Dă-i după artileria lor. Nu după trupe, că trupele văd că stau pe loc, oricum. Haide. Exact. Adică nu poți să faci chestii de genul. Eu acum sper doar să se sperie și... na. Poate se retrag și nu mai dau așa mare damage. Bine, atunci hai și o să plec. Fugi, 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 fugi. Hai mai jos. Aici, aici. E suficient. Range-ul e mare. O să-și ia câte 2-3, dar e pentru o cauză nobilă. Bun, hai că s-au mișcat ăștia mai departe, am reușit să-i sperii. Ăștia s-ar putea să dorească să traverseze pe aici, dar nu trebuie lăsați. Trebuie să stai aici, în pădure. Nice. Ok. Asta așteptam, să vină ăștia puternic. Asta înseamnă că vin și eu. Ce ai făcut, Los Angeles? Nu o să apuce să traverseze. Ar fi cea mai mare greșeală. Bun, am și pe ăștia aici care se uită, stau declis pe pod. Mamă, ce rupere.
Ești șerif. Bă, dacă tu cu două unități de astea cu artilerie îmi dai doar 2 kill-uri pe tragere, eu sunt mulțumit. Ia uite ce fac eu aici. 100 de oameni căzuți în niciun minut. E bun. Ăștia cred că au dat mare damage. Și ăștia. Și ăștia la fel. Mamă, frate. Operă-o. Ok, hai că ai range-ul. Ăștia dacă vor să traverseze, sunt pa. Dă-i, 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 dă-i. Ține-i acolo. Ține-i, ține-i, ține-i. Ține-i de vorbă. Fac sumele. Se pregătește și ăsta să dea. Hai, 748. O, oh, mai bine de atâta. Bravo, oh, frate, ești tare. N-am ce zice. Ăștia dau bine. Deocamdată arată bine lupta asta. Nu dau save, nu mi-e frică. Hai să dăm un pic viteza mai mare. Un pic. Nu s-a întâmplat nimic deosebit. Ok. Bun, ăsta... Sincer, nu merită să stai acolo. Eu propun să-ți aduci divizia aici. Știi ce zic? Yo, 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 stai, stai un pic, stai așa. Dă-i după ăștia. Cursează-i. Vă rogă fratele vostru. Aoleu. Nice, nice, nice. Hai că poate, poate fug. Hai că au fost fraieri. N-au insistat. Ăștia la fel, trebuie să stea aici. Ăștia la fel. Și de la asta o să trimit eu scărmișeri. Uite aici. Bun, 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 bun. Deci, practic, eu o să renunț aici la asta. Și formez pe două linii. E ok. Hai că avem avantaj de cover. Bun. Poate o să plece. Nu? Rămâneți acolo. Cover 5, 9, cover 0, naiba. După părerea mea pot să o dea parte în parte. Mamă, frate, cum traversează ea cu tonurile săraci. Fugi. Fugi și rămâi în pădure. Și puteam scăpa bazma curată dacă nu erați voi copii băgăcioși. Iar așa, uite, ăștia ce naiba, aproape 200 de kill-uri și abia a început misiunea. Ok, ăștia o să stea și cu minți și Hampton, Brigade in General Beauregard. Bun. Tu stai aici. Poate mă mai gândesc dacă trimit ceva după voi. 98 la 72. Yo! Runda a doua. Ca idee. Hai mă, că îi bați, îi bați. E imposibil să nu îi bați. Lejer, lejer. Și acum sunt doi acolo. Mama, asta e puțin jalnic, sincer. Lasă că îi trimitem pe alții. Asta o să se folosească de pădure, cât poate el dă mult. Și aici, mă, au încercat și ei cât de mult. Aia e, frate. Ce tactică. Ia uite ce tactică aici. Rear flanked. Uite, trimite-i pe ăștia după ei.
Stop aici. Ai, a reușit una să se ducă. Se mai întâmplă. Mare parte arată bine. Uite, 158 ăștia. 182. 182 de kiluri. Îi lăsăm să cucerească poziția asta. N-are sens. Și stăm cu minții aici. Mă duc cât de tare pot eu. În timp ce ăștia o să fie ocupați cu scărmișerii mei adormiți. Eu am 748 de oameni. Numai gata, pregătiți. Ah. Let's fucking go. Vin și ăștia, cică. Keys Brigade. Vor să ne ciripească. O să vedeți că nu o să le iasă. Mamă, nu știu, mă doare în gât, frate. Dar nu e o durere de aia dubioasă, e o durere doar când închiți. Foarte rea. A, Keys cu 1600. Sincer, trebuie să pui presiune pe ei. Nu merge așa. Nu merge treaba altfel. Cu ăștia o să rămână aici, cu ăștia o să rămână aici, cu ăștia aici. Bun. Teoretic, avantaj. N-am pierdut niciunul. Go. Vreau să văd asta. Rupere! A, puteai mai mult, frate. Ce slab. Slăbuțesc rău. Ok, sunt curios ce face Dita mai unitatea aia, brigada aia de 1000. 600 de oameni. E un pic cam insane. Uite, asta a dat-o mai bine un pic. Flancăm frumos. Ma, până la urmă, rolul skirmisherilor este să fie un fel de decoy. Să distragă atenția. Și să fie, bineînțeles, întotdeauna apă plus, dacă se poate. Asta e ideea. Ia aici ce se mai întâmplă. Axumele. Ne oprim un pic. Sunt și mai răriți, adică are sens. Cu cât sunt oamenii mai îngrămădiți, cu atât ai șanse tu, fiind chiorul pământului, să nimerești ceva. E logic. Ei țin la distanță pe ăștia, mamă, frate. Au găurit pământul. Ok, muniție doar pentru voi. Ăștia dacă îi aduci la 300 de oameni o să fie inofensivă divizia. Clar. Ăștia o să-i las un pic în spate. Bă, cum adică erau... Ah, că e prea aproape. Voi mei. Atunci lasă-i pe ăștia mai așa și gata. Ok, iarăși dau viteză. Ar fost cum să ni se retragă. Ce blunder. Ia să pușăm un pic. Îmi place că ăștia, efectiv, nu vor să se retragă deloc. Tu artilleries, aoleu. Lăsa cu minți. Ok. Sincer, au devenit cam inofensivi ăștia acum. Cu 300, da. Na. Lasă să am aici trupe destule. Sincer, cred că o să-și forțeze norocul. Un pic așa, aici. Gen, Sherman și Key sunt 3200 de oameni numai într-o parte. Așa că... Na. Ok, Pedro, True, Henley, Henry Hill.
Ok, logică, ne retragem. Sau aici, sau aici. Ok. Avem întăriri prin trupe fresh. Da. Ăsta va sta aici. Ăsta va sta lângă. Ăsta o să stea aici, că nu se știe niciodată cine are nevoie. Plus artilerii aș cam vrea. Hai mă. Hai că poți. Nu. Cine ar mai fi? Ăsta n-are niciun obiectiv. Ok. Ne testează un pic. Exact. Exact ce spuneam. Mama a dispărut. Superb. Stați acolo că stați bine. Nu, ăsta sincer merită să stea aici. Și acolo e mare bubă. Yo-ho. Stuart Calvary. Mai avem încă ceva. Dacă reușești, ar fi tare. Forțele oricum sunt destul de echilibrate acum. Ăștia mi-au oprit pe mal acolo. Mi se pare periculos să schimb aici. Și nu recomand. Mai în spate, bosule. Mai în spate că o să traverseze râul și e nasol. Hai și aici. Bun, 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 bun. Hai că stăm bine. Stăm foarte, foarte bine. Până acum. Normal, normal. Uite, cavaleria mea va sta aici. Gata, pregătită. Asta un pic mai avansat, dacă se poate. Și Jackson aici în spate, că... Na. Ok, ăștia ci că sunt flancați. Nasol. Ok, lasă-l pe ăla acolo. Mișcă-te cu ăsta aici. Se încearcă aici, se încearcă. Se încearcă niște scamatorii de neam prost. Ce trebuie oprite, evident. Da, e acolo, că ăla e nebun, vrea să te bată. Nu se simte avantajul de artilerie, să-mi trag palme. Fuck's sake. Nu, no, s-au retras. Bă, o idee foarte bună asta. Eu nu știu ce poți să faci tu cu Stuart asta. Dar în fine, mai aveți, mă, muniție? E un fucking miracol faptul că mai au muniție ai noștri.
Un pic mai avansați. Diferență mare, 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 mare de trupe. Dar măcar i-ai făcut să se sperie. E ceva. Ok. Cum mai stau lucrurile aici? Bă, surprinzător, destul de bine. Stăm și noi bine în sfârșit. A dispărut o divizie și mi-e frică. Trimite unul la fermă aici. Oh, 150 de kg. Lejer. Okay. Ia, trimite-l pe ăsta aici. Pregătesc băjiții pentru runda a doua. Bă, au pierdut destul de mult, să știi. Rout deja. Mai e bine. Așa că e bine. Trei divizii de artilerie. Hm. 600 de kg, vai, mamă. Rip. Ești șerif. Ești șerif maxim. Ia la fentă. No, nu merge la fentă. Cel mai periculos mi se pare aici. Da, na, atâta timp când nu fac parte din corul meu principal, să fie sănătoși. Ia asta ar putea să ajute un pic. Dar până ajunge el, e grele. Nu, nu, nu. Hai așa. Hai așa la sacrificiu. Bun. Raut și la ăștia. Durează mult. Uite, mai bătălie, naiba. Așteptați-vă și la campania asta cu episoade de o oră. Că n-ai ce face. Ah, s-au întors. Pare că nu mai vor să traverseze. Au făcut apa râului ăsta roșie. Trupe de elită, bro. Așa trebuie. Și mergând așa bine, eu zic să dai primul save, mă folosesc de primul wildcard, parcă așa se numește. Dacă ăștia erau 500, era papa până acum, dar nu. Asta e cheia ei.
Bine și așa măcar. Greu. Vezi că-l bați? Da, lejer. Da, rip. Care pe care aici? Deci aici. Ne apărăm eroic. Mamă. Vedeți? De-aia am investit eu în muniție. Chiar a meritat. Ăștia rămâneau fără muniție până acum și treceau rău, așa. N-a mai trecut nimeni. Dude, l-au rupt pe ăsta sărac. Hai, las-o că mă căne unde te grăbești așa. Super a venit asta, mamă. Tactică de maestru. Contraatac. Mă, nu-i rău. Ia, 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 ia. L-am și pe ăsta. L-am și pe ăsta. L-am și pe ăsta. Nu, că-i prea lejer. Nici mai am nevoie de artilerie, gata, s-a terminat șmecheria. Hai mai în față. Cu curaj, cu curaj. Cavalerie, ah. Nasol. Era sigur că au ceva acolo, în jopen ascuns. 100%. Nu s-au mai plictisit, frate. 12% pierderi. Ah. Thomas Jackson. Nu știu, dar pare important. Dar al meu nu e. Hai că bine, am avut noroc. Charge. Bravo.
Și acum vii frumos cu cavaleria și termin tot. Mamă, ce statici au fost. Oricum, jocul e insane de greu și pe dificultatea easy, credeți-mă. Stai că au reformat ăștia un pic. Ok. Unități noi aici. Și cu ăsta trei greu și gata. Având în vedere că e cam deschis și ei deja sunt cu moralul la pământ, o să rupă. Aici pare că mai încerc ăștia ceva. Hai, lasă-i în pace. Lasă-i că sunt mulți rău. Și am și lag într-o dată așa. Mamă, dar ce statistici avem? 400 de kill-uri. E un pic cam insane. Și e drept, e drept. Naiba, nici nu mai am unde să-i trimit, că nu mai au loc pe harta. La ce avantaj numeric avem. Bun, al doilea wildcard, asta în caz că moare vreun ofițer din ăștia importanți, să dau load. Sper că nu e cazul. Și mai dăm unul până la sfârșit. Așa e în bătălie, este mai importante. E mai complicat un pic. Asta lasă-l. Se ocupă generalii de el. Go, charge. O să se predea, sigur. Îți dai seama asta cu 900 sau 800 să predea? Câți prizonieri? Hai de capul meu. Crazy. Sincer, mă așteptam la ceva mai wow. Dar na. Win-ul e win. Naiba, că la ce viteză au ăștia. Hai să ne combatem divizia asta. Aici Emon mai are, domnul Drake. Lasă că ți aduc eu. Păi da, ba nu are. Bă, frate, tu mă păcălești.
Poate capturez și supply-urile. Ni la el. Deci și generalul. Ajungi la 1000, ești zeu. Zeu, zeu, zeu. Sunt curios dacă ajunge cineva la 1000. Sunt foarte curios. Ăștia au bossii săraci. Era de așteptat. Franklin surrender. Cu 600, voi vă dați seama. Insane. Absolut insane. Am mai văzut de mult așa captură. Uitați-vă cât de mult s-au bombardat ăștia. Cum arată. Cavalerie, go! Traversa și voi aici. Și ai. Scârțane. Îl bați, îl bați la melee. What? Nu se vede, sincer. Ce ură și-au luat-o. Mamă, frate. Arme mai bune au avut ăștia, cred. Altfel nu mi-explic. Păcat, mare păcat. Ok. Mă, asta e viața. Ăștia au venit periculos aproape. Eu zic să dai. Mișcă-te cu ăștia ușor, așa. Să nu fugă nimeni. Ok, au intrat ăștia în atmosferă. I-am pus pe fugă iarăși. Nice. Aoleo. Hai, mai adun încă unul. Și pe iar. I-am pus pe fugă. Ba chiar aș vrea să-i încercuiesc. Dacă se poate. Gata, ăsta a trecut de 1000, poți să te retragi în glorie, boss. Deja nu mai are sens. S-au terminat aia de retras. Boss Angeles ăsta și-a revenit. Bă, na. Voi mei. Eu le urez multă baftă că au nevoie. Sincer, au nevoie. E posibil să fi murit... Hai că vreau să fac și aici. Să fi murit... cavaleria ta. Hai mă, frate, hai că poți. Ieși acasă, hai. Go și acolo. Go și acolo, go și acolo.
S-a terminat cu un win. Hai să o lăsăm așa. Bun. Deci, mare victorie, fraților. Mare de tot. Toată lumea a promovat. Am furat și câteva chestii. 3300 de arme de Springfield. Și în total am avut cam numere egale. 1 la 9. Bă, dă-mă dracu. Niciodată n-am avut așa. What? Insane. Bă, 1 la 9. În nicio luptă n-am văzut în halul ăsta. Yo-ho-ho. Ok, avem recruți, frate. Dă-i la maxim, ce să mai... 1500, lejer. Ok. Politics și... Logistică. Army. Organization. Asta, hai, 1400. Ba, știi ceva? Dă-i la maxim. Asta dă 12. Și îți mai aduc artilerie de 6. Nu, de 8. Dar vreau ceva mai bun. Napoleon? Da. Dă-i așa că dai bine. Thomas Jackson? Nu. O să folosesc bani pentru tine. Și pe ăla îl păstrez pentru cineva mai șmecher. Ok. Și aici aș putea să mai iau unul singur. Plus un Napoleon pentru zile negre. Bun lume! Un big win astăzi, în episodul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut. Nu uitați like, comment și subscribe și ne auzim data viitoare. Pa, pa!